fiind târzie și dându-mi seama că mulți dintre voi avea așteptat să vă închinați la Sfintele Maște. Sunt deci între Ciocan și Nicovală. Am să spun totuși ceva cuvinte. Nădăjduim că mă voi răzuna și sper că am fost pe 20 martie să mai fac o conferință despre Sfinții Episodilor, la care să-mi pot spune poezia pe care nu am putut să mă înțeleg aceasta. Pentru mine, romanul Sfântul Ciocărlan, România furată, este o fel de manifest a primei generații, care arată că nu s-a lăsat spălată pe creier. Că oricât de puternic a fost șamponul folosit de mass media, totuși nu a reușit să atingă, să ajungă la creierul acestei generații pe care Sfântul Ciocărlan reprezintă că se poate de bine. Am pus la începutul cărții un citat din Mihai Eminescu, care nu a putut să citească această carte, dar sunt convins că este făcut. Disprețuind Biserica Noastră Națională și înjosind-o, atei și francmasoni cum sunt toți, ei nu au găsit de arma cea mai puternică în lupta națională. Disprețuind limba, prin investitări și prin fraziologie străină, au lovit un al doilea element de unitate. Disprețuind datinele drepte și vechi, și introducând la memorabilurile statele de decadență, ei au modificat toată viața noastră publică și privată, în așa grad încât românul ajunge a se simți străin în țara sa proprie. Este de aplaudat lucinitatea lui Mihai Eminescu, care este tot prezentat ca mare poet, strict, ca mare poet, trecându-se cu vederea articolele sale politice, articolele sale naționaliste, pentru că stau împotriva curentului. Și Eminescu, de fapt, unul din personajele centrale ale cărții România Furată, Sergiu Culan, chemându-ne nu să ne întoarcem la Eminescu, ci să încercăm să răspundem la problemele societății contemporane, așa cum ar fi răspuns Eminescu, care nu e un model duhovnicesc, nu e infalibil, nu e sfânt, dar în ceea ce privește neamul românesc, ne-a trasat niște direcții foarte, foarte clare, ignorate cât se poate de lucrări, dacă nu contestate de gândire în societatea contemporană. Nu am timp să vorbesc prea mult despre Părintele Sfânt Curvu, despre această carte mărturie în timpul lui. Vă spun doar că Părintele Iustin mi-a dat mai multe Sfinte Maște de la Iud și de la Târgovna. Acesta, de exemplu, când mi l-a dat, a zis, era conferință la Iași, du-te cu Sfintele Maște la Iași și o să vorbească Maștele mai mult decât voi. Și când mi-a zis lucrul acesta, prima oară mi s-a părut o frumoasă figură de stil, până a doua oară l-am înțeles deja, a treia oară mă simțeam prost pentru că mă gândeam, cum poate să spună că vorbesc mai mult Maștele decât noi, dar noi ce facem la poveste? Teologi, preoți, ne îndrecem degeaba. Ba mai mult, ales la sfârșitul conferinței, seamă preot, în veciul ocupată și se îndă pe frunte de credincioși în condițiile în care cu astea erau statul cum este acum. Și nu m-am gândit cu ce se îndă preotul. Și într-adevăr, atunci și în același noastră a zbuit mie la Iași și Dumnezeu a dat puterea Sfinților închisorilor. Mă bucur foarte mult că ne-am adunat aici de prăzduirea lui Valeriu Gafencu, pentru că pentru cei din biserică, ziua de comunire a unui mucenic, nu e zi de tristețe, nu e zi de lat, nici din potrivă, este zi de bucurie. M-am bucurat că ieri, la Iud, s-a arătat titlul de cetățean de onoare și în legea românesc, și părintele care au felea, și părintele Sfânt Vărbu. A fost un act de mare cunoaștere, de mare inconștiință, cert că a avut loc acest moment impresionant. De mine mă bucură, pe de-o parte, tinerița lui Sergiu, pe de-o altă parte a băieților care au cântat și chiar a lui Ciprian, pentru că, într-un fel, Sfinții Închisorilor ne arată foarte clar că încep să se poată. Mai zis la Dugier, ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat, vor fi apuși la unii, cum am mai fost când am plecat și ei s-au întors în seara aceasta și cred că unul dintre voi simțiți faptul că Sfinții sunt cu noi. Și o mare bucurie că nu ne lasă singuri. Să aici
una din cruciile protecției ale Părintelui Iustin, el binecuvântându-mă să țin conferințe despre Sfinții Închisorilor, despre Cumenei și despre alte teme sensibile, a zis, Părinte, vă rog, dați-mi crucea dumneavoastră, pentru că mi-e greu să vorbesc așa, dacă am să țin crucea dumneavoastră, nu o să-mi chemă altul și mi-a dat chiar crucea cu care binecuvântate credincioși. Părintele Iustin nu este acum între noi desintele sale moaște, dar este dintre noi în Duh, pentru că a zis clar, nu vă fie teamă, uitați mai departe. De multe ori predicam și când ajungeam la tațină, ar trebui să audă asta toți ierarhii. Pune pe net, să află lumea, nu se ierarhii, tot așa, tune! Dacă a fost un preot care m-a încurajat să predic, fără teamă, a fost Părintele Iustin care m-a ținut sub aripa sa și cred că ține pe aripa sa pe toți cei care vor să dea mărturia cea dreaptă. Așa că eu în loc să vorbesc despre gândurile pe care am decât să vi le spun, am să vă zic câteva poezii, chiar dacă unii le știți. Înainte de a vă închina și care aveți răbdare la Sfintele Moaște, e bine să luăm aminte la câteva din versurile lor. Și dacă octava Năstăsescu a fost la Târgu Ocna, la Valeriu, la Feco, vă fac o paranteză, vă fiind sâmbătă la Parastasul de la Târgu Ocna, am spus că Valeriu, la Feco, învăța cu unii de Sfânt, în Bucina lui Iisus. Și un coleg al lui Gafencu, domnul Petre Petre, care era de fapt, a zis, pe toți ne-am învățat cu Bucina lui Iisus. Pe toți cei care aveau evlavie, Valeriu Gafencu își venea cu această Bucine a rezistenței. Ori dacă ei au rezistat în perioada comunistă, cu atât mai mult ne este nou astăzi de folos cu Bucina Minții ca să rezistăm cu guvernul de tot felul. Și m-am gândit de Târgu Ocna pentru că aici, în și Sfinte Moaște de la Târgu Ocna pe care Părintele Iustin mi l-a dat să merg eu prin conferințe ca să se închină oamenii. Deci sunt cu noi aici Sfinte Moaște și de la Iud, și de la Târgu Ocna și împreună cu ele sunt și Sfinții Mucenici și Mărturisitori. Și am să încep cu o poezie a lui Valeriu Gafencu. Trăiesc rămâne. Trăiesc rămâne. Trăiesc o bucurie frumoasă ca un crin din paradis. Potirul florii e mereu deschis și plin cu lacrimi și cu apă vie, potirul florii e o împărăție. Când râmă de faină și de jură și în clopot de mânie o lași varsă, potirul lacrimi o să revarsă și îmi primenește sufletul de zbură. Atunci Iisus de mine în mult se îndură. Sub crucea grea ce mă apasă sânge, cu trupul încovoiat de neputință. Din când în când, din cer, coboară un înger și sufletul milun de credință mă apropie tot mai mult de biruință. Mă plouă în taină razele de soare, m-a dat pe Iisus cu apă vie. Grăuntele, zvăluite groapă în vie, cu viața îmbrăcată în sărbătoare. Trăiesc rămân, trăiesc cu bucurie. Sub flacăra iubirii arzătoare, din zori de zi și până noapte aștept. Te chem și noaptea, ghemuit cu capul în piept. Iisuse, Iisuse, încet, în mistui, ca o lunare. De la Radugina, să vă spun, am să vă citesc o franjă, ca să înțelegeți când poate știți poezia, că ei nu s-au jertfit degeaba. S-au jertfit ca să se facă pâine de obișnuiața cu pâine. Din luptele și înfrângerile noastre, aștept întrepte noilor destine. O scară de mărgeană să dezastre, să urce pașii lumii care vine. Din fiecare rană care doare, din orice suferință mai adâncă, armură-mi pe pieptul viitoare și spargă-ți în mâini ce se întâmplă. Iar dacă am plâns din lacrima noastră, răsare mânghierea de mătață pe care mâine alții am să o lase pe alte frunze ce cresc din fruntea noastră. Și atunci, în noaptea zilei și a zboatei, închidem luptă, lacrimă și rană. Din dăruirea noastră subterană, nu îmi face pâine pentru faina gloatei. Noi am învins
de Andrincio Lunga. Proptiți în vechi sau turpați o rână, cu câte o cârjă unde a fost picior, cu câte un cior uscat în loc de mână, venim și noi spre voia tuturor. În urma noastră care vă sănătoșii, căci nu se văd vătămături pe trup, dar când cușesc, se văd batiste roșii și vrea să facă în Dumnezeu. Zâgnim care a venit la împușcată, le dă de veste inima din piept, că spaimele ce au zvelit odată, au zvelit o crânce pe nedrept. Venim încet spre Hora ce cuprinde tot neamul cât istoria l-a întins, cu cât am vrut mai apoi la vinde, cu atât mai neagând le-am învins. Și cu lumini ce fulgeră pe fața, în care proiect și negru au făcut, îi spunem vieții, bună dimineața, de parcă azi avea ne-a născut. Iar sufletului cu vanilă ruptă, îi țesem iartă-mași în trei glori, zvârnind cât colo platoșa de mică, și dăm pe tare, cu râuri și cu flori. Proptiți în vezi sau topați pe rând, suipând pe drumuri zdrențe de plământ, venim și noi din țara de țărână, cu jertfe calde să înjurăm de noi. Venim spre viața, limpezit de plângeri și tine de sub ierul de ce-au mins, căci peste toate cât au fost înfrângeri, ne-am suturat de moarte și-am învins. E un fel de testament al Sfinților Închisorilor, scris de Petru Bașu. Noi. Suntem pământul proditor al unui dacii neam, profeții marilor cădere de azi. Cuvânt pustir ce-am rostit când sângeram și ne îngropam martirii ca azi. Noi suntem o seminte risipite în mii și glas de cropot ce-am vestit furtunii. Când turnicele sună o jale de câmpii, noi deșteptam primarea din străbunii. Noi celor drepti ne-am duit în steaga lor necoborât de atunci, spre învieri. Cu el am scăpătut prin mașini sau oră și l-am simțit jertfele de ei. Noi suntem mărturia unui rând ce a fost, cu sânge cald și tancarva rând și ploi. Noi am fugit de cea neamului și un rost, pe fruntea țării, cu samovor. Legenda noastră stă și alții în sănătos. Ne pângăresc martirii. Alții voi ne toarnă mărăcini peste mământul mut și numele ne scui cu noroi. Noi am văzut răcuși, dar învie mereu prin mucenicii care se întorc prin frunci. Sorbim cetele din genunchi spre Dumnezeu și ajungem iar la El când sângerăm pe cruci. Ne pângăresc martirii, alți zigoi ne toată mărăcii peste mormântul mult și numele ne strică cu noroi. Și din păcate cuvântul acesta profetic s-a împlinit. Poate că știți că există un proiect de lege care oprește în mod expres cultul noilor mucenici și mărturisitori. Se interzic sub pretextul interzicerii simbolurilor fasciste, de fapt vor să interzică și simbolul regionale și să dărâne troițele care sunt puse în locurile de păchinire, să oprească icoanele Sfinților Închisorilor și tot așa. Și până la urmă, mința este ce legătură există între noi și Sfinții Închisorilor. Vrem să ne vindece de dureri de cap, de măsele? Vrem să ne dea un loc de mânt, cumva, din lucru, sau să ne găsim soț sau soție? Merg alții la vizitoare și la distrătăpare și la alte pagă? Sau vrem să ne ia de mână și să ne ducă în rai? Uitați-vă la acest straniu de la lui. Poartă pe el urmele păchinii. L-au lovit în cap cu mărturisitor. Acest straniu a fost aflat pe el cu fierăstrăul la el. Nu l-a tăiat nimeni după ce a fost găsit. Și unii poate a fost acolo și a văzut atâtea și atâtea sinte moaște
care poartă între ele semnele torturii. Dacă iubim adevărat Sfinții închisorilor, trebuie să mergem pe urmele lor, să ducem viață de sfințenie. E foarte greu, e imposibil, e absurd, aparent, înainte secolul 21. Dar ei au reușit să supraviețească fără apă, fără mâncare, fără haine, în fric și condiții mizerabile, când din punct de vedere omenesc nu mai aveau nicio șansă, dar Hristos a fost cu ei. Noi trebuie să ne hrănim din jertfa lor. Toți avem neputințe, toți avem cădești, toți avem patimi. Trebuie să avem credință în Dumnezeu că vrea să ne facă oameni noi, pentru sângele lor, pentru jertfa lor. Ei n-au numit degeaba. Dacă noi suntem toată ziua la televizor, arătăm că disprețăm jertfa lor. Dacă noi ne lăsăm modelați de mass media, arătăm că disprețăm jertfa lor. Când i-a fost ridicată cetățenia de onoare lui Valeriu Vasencu, Octava Ana Fasescu ne-a spus, n-are nicio valoare această ridicare a cetățeniei. Eu l-am canonizat pe Valeriu Vasencu în inima mea și această canonizare nu poate ridica nimeni. Înțelegeți? Aici e miza. Ce se întâmplă de fapt în inima noastră? Cum ne raportăm noi la Sfinții Închisorilor? Dacă mâine se va interzice un parastas pentru ei, dacă mâine se va interzice o conferință despre ei, vom mai veni? Sau nu? Aici e întrebarea. Vrem să ne fie doar ocrotitor la vreme de necaz în viața aceasta, la frământările noastre, la examen sau la cercuri și tot felul de probleme familiale? Sau vrem să ne ducă de mână spre laic? Lucrul acesta nu puteți hotărâ publicul, fac secanții și eu permiteți și eu vreau să mă ajute. Nu, nu, nu. Dar în inimile voastre, fiecare aveți de dat un răspuns. Și nu mâine sau pormâine, pentru că diavolul astăzi vrea să ne distrugă, convingându-ne să acceptăm fără de legi de tot felul, vrem să transforme lumea întreagă într-o nouă Sodoma și Gomora. Și pe noi ne vrea gura închisă, pe noi ne vrea patru labe, ca pe câini. Există o poezie foarte scurtă, inscripție pe o cătușă a lui Ionescu, brățarea mea de duc și de copas. Slăvite fie negrele țarate, în țara în care gândul n-are glas, mai liber sunt, cu mâinile legate. Înțelegeți? Mai liber erau ei cei din închisori, mai liber erau ei și cu adevărat fericiți erau ei cei care pătineau atunci. Unde sunt colegii de clasă ai lui Valeriu Vasencu, care au intrat în Partidul Comunist, au avut servicii bine plătite, mari dedicare, unde sunt? Unde sunt colegii părinților Iorii Calciu de Greasa, care în timp ce bisericile erau dărâmate, tăceau de frică să nu-i certe radii, pentru că l-au caracterisit pe părintele Calciu? Unde sunt cei care se bucurau de fericire în lumea comunistă după moarte? N-au parte din împlinirea și de bucuria pe care au avut-o mucenicii, decât dacă s-au bucurit? Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne dă această mare șansă a pocăinței care șterge tot. Cum și Părintele Calciu a pornit Părintele Aldea, a căzut la Pitești, când au căzut mari stâlpi și a ajuns să fie porebit Îngerul căzut cu ochii albaștri, adică Diavolul cu ochii albaștri. Ei bine, acest Diavol căzut fiind om și Diavol s-a păcălit și a ajuns Sfântul Gheorghe Calciu din Creasa. Am auzit oameni care s-au închinat la Sfântul Iumaște și au dat mărturie, care îi zbun bună dimineața, semn al Sfințeniei. Cine s-a întâlnit că sunt Sfinte? Cei care nu cred că mărturisitorii sunt sfinți. Din punct de vedere ortodox, la canonizarea unui sfânt, ucenic sau mărturisitor, nu e nevoie de minuni, nu e nevoie de Sfinte Maști, e nevoie doar de dreaptă credință. A avut dreaptă credință Părintele Calciu, când tona și fugera împotriva ereziilor de pe Sălu, împotriva economismului, catolicismului, masonerii și globalizării. A avut. A avut dreaptă credință Părintele Sfânt Pârvu, care s-a luptat cu credință pentru aceleași valori și a contestat aceleași rătăciri. A avut dreaptă credință și de asta la moartea sa, mii de oameni care s-au întâlnit au văzut Sfinte Moaște și nu trup de om obișnuit. O mărturie care m-a impresionat în mod deosebit în această carte este amuntatul medical de la Institutul Medico-Legal. Nu uitați-vă că și-o zic ceva, pentru că n-am să închei. Costel Caravela se numește un om care a avut peste 100.000 de cadavre. Deci nu e un om care a văzut 10-20 de cadavre și repede se grăbește să spună că Părintele Justin are Moaște. Și zice, fiți atenți ce frumos. Am avut bucuria să-l cunosc pe
să primească sfatul și binecuvântarea acestui mare duhovnic, mergând de câte ori timpul mi-a trimis la mănăstirea Petrovodă. A avut Dumnezeu să ajungă la treia zi după moartea sa, să-l văd pentru ultima oară înainte de înmormântare. Dar nu mă așteptam să am încredințarea că acest om este sfânt. Dacă toate lucrurile minunate despre care știi că s-au întâmplat cu Părintele și cu cei care l-au cunoscut ar putea fi descalificate de lucrurile rele ca fiind subiective, ei bine, de semnele fizice constatate după decesul său nu mai poate fi acuzat. Adică, mai clar, dacă minunile sale pot fi contestate de necredincioși și zice aici acolo stareț, Părintele Haricon, e o mărturie pe care dat-o la care scrie, cum Părintele Victin, când a rămas fără ciorbă în mănăstire, nu mai avea ce să le dea pelerinilor, a amestecat cu polonii cu un vas și s-a împut vasul cu ciorbă. Sau altă dată, rămăsese mănăstirea fără făină, Părintele Victin a zis, nu cred că nu e făină. Măi, băi, ați verificat, da, Părinte, sigur nu mai e. Ia mai trebuie să vă mai băi și mai verificați la nu, Părinte, sigur, sigur, s-a terminat făina, că mai dat s-a terminat dumneavoastră. Să ne plânge că nu mai avem făină. Mai veți, ia mai puțin să vă dată. Și când s-au dus, era plin de făină acolo. Numai că astfel de lucruri, cum observă acest asistent medical, pot fi contestate. Hai, bine, dar și era Hristos să mulțumesc să plinire și pește. Deși Hristos a zis foarte clar că ucenicii săi, cei ce vor crede în numele Său, mai mari minuni vor face. Și zice Costel, care a fost uimit de mireasma, de bună mireasma care a izolat din timpul Părintelui și căuta să vadă dacă n-a fost îmbălsămat. Și când și-a dat seama că nu erau semne de îmbălsămare, un Părinte de acolo i-a spus, Sfinții nu se îmbălsămează. Și uimit, când și-a dat seama că s-a află în fața unor Sfinte Moaște, a văzut, a înțeles cât de mare este lucrarea lui Dumnezeu. E bine, cum au terminat ei? Au luptat ca niște paie, ca niște gunoaie. Părintele Iustin Curvă după ieșirea din închisoare nici nu mai putea să primit în mănăstire. Ba mai mult, la simpoziumul care a făcut pe 10 februarie, povestea în apropiata său, că s-a făcut cerere și la securitate și la ierarhie să lase totuși pe Părintele Iustin să slujească din nou. Și zice, ciudat, securitatea în cele din urmă a acceptat. Și în scris, și direct. Dar ierarhia n-a acceptat. Pentru că încă se mai temeau. Ei bine, acești paria călcați în picioare, disprețuiți și bajocoriți, au ajuns sfinți. Câți dintre noi vrem să alegem calea crucii? Câți vrem să alegem calea potinirii? Hristos a zis clar. Dacă pe mine m-au iubit, vă vor iubi și pe voi. Dacă pe mine m-au prigonit, veți fi și voi prigoniți. Ori noi vrem în creștinism cel. Să nu se supere mama, tata, soția, pisica, pucelul, vaca. Să nu se supere bine, să fim toleranți, toleranță, toleranță, toleranță și până când se vor transforma casele noastre în case de toleranță. Cam aceasta este direcția în care vrea Uniunea Europeană, Europa Modernă să merge. Să ne lepădăm de Hristos, să ne lepădăm de tradiții, să ne fie rușine peste cum să fim cârpe. Dar acești sfinți vorbesc. Anul trecut chiar un părinte s-a dat, mă rog la Dumnezeu să nu mai zvorească și-a fost la mine. Ca să nu confunde oamenii evlavia față de mucinici cu izvorarea de mine. Chiar a avut câteva zile la Târgu Ocna, a venit cineva să-mi dea și-a întrebat, dar mie din acela rozaliu mai există? Păi mie era rozaliu că izvorăță mie într-o lacă unde era veșmânt roșu. Și de la roșu mie îmi trebuie să-i rozaliu, dar nu acum acum să transformăm cultul Sfinților, dar rozaliu aveți, dar verde. Aveți verde că e mai puternic, e mai specific. Ori, important este să avem curajul de a fi lângă Sfinți. Chiar duminică am văzut, am fost la o biserică, după o predică, am plecat cu Părintele undeva, la 18 ani, și când m-am întors să luăm Sfintele Moaște, era o demonizată. Era creanul acesta. Parcă a fost electrizată demonizată. Stătea așa, parcă Părintele îl ținea în cap pe Sfintele Moaște și se mișca tot timpul, parcă avea ceva în ea. Și chiar avea ceva în ea. Și Părintele să-ți dea Dumnezeu cu de pocăință, zic la femeie. Nu vrea să se pocăiască. Și noi dăm seama că exact același diavol pe toți ne ține departe de pocăință, pentru că Sfinții vor să mergem pe calea pocăinței. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să căpătăm curajul de a mă folosi dreapta credință, să ne ajute Bunul Dumnezeu
să fim creștini în fiecare zi a vieții noastre și nu numai duminica și nu numai două ceasuri pe săptămână. Sfinților noi mucenici și mărturisitori, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi în aceste vremuri de grea încercare. Aveți grijă de tot clerul și de tot poporul din necredincios. Nu îngăduiți ca dușmanul mântuirii noastre să cotrocească pământul sufletelor noastre prin rătăcie și pată de tot țărul. Ajutați-ne să punem iarăși și iară început bun mântuirii noastre. Fiți călăuzitori ai noștri pe calea mântuirii, povățuindu-ne prin părinții noștri duhovnici. Fiți sprijinitori ai celor care vor să lege de înțelepciunea acestei lumi și să dobândească înțelepciunea cea adevărată. Fiți întăritori ai celor care din pricina fricii se feresc să dea mântuirea cea bună. Ridicați pe cei care sunt în groapa păcatelor, celor bolnavi, ușurați-le suferințele, celor necăjiți, dați-le cele de trebuință. Voi care ați dat foamea și setea și frigul și arsita și bolătatea, ați primit de la Dumnezeu darul de iunghea pe cei aflați în nevoie de tot felul. Vrem să vedem lucrarea voastră în viețile noastre. Vrem să fim martori în mijlocirii voastre minunate. Îmblânziți pe cei care și acum vă prigonesc. Potoliți pe cei care și acum vă de faină. Rugați-vă lui Dumnezeu să răspândească în tot locul mărturia despre pătimirea și sfințenia voastră. Dați-ne putere, Sfinților, să mergem pe urmele voastre, ca să fim cu adevărat urmașii rugăciunilor voastre. Ajutați-ne să zugrăvim în inimile noastre icoanele voastre și să vă rugăm până în ceasul din urma vieții noastre. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ai păzit pe cei trei tineri și pe Daniel în cuptorul cel de foc, Cel ce ai întărit pe mărturisitorii ultimei prigoane să dea mărturia cea bună în fața prigonitorilor, primește de la noi și rugăciunea aceasta și să dăiește Hristoasă Dumnezeule jertfa lor ca o sămânță pe pământul din noastre. Să fie această sămânță aducătoare de roadă bună, să ne fie nouă spre început bun mântuirii și dătătoare de curajul mărturisirii adevărului în fața celor care îl bagiocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării și din ea să se hrănească fie bisericii cele din cât slăbitoare. Fă ca virtuțile și jertfa lor să mustre lumeria și din grija noastră și să primim această mustrare în dreptarea noastră. Ceruta oare cu Sfânta Maria Magdalena trupul tău, zicând interminarul lui Doamne, spune numele pus și eu, lui Doamne, tot așa noi cădem înaintea ta, rugându-ne ție cu nădejdea că ne vei ierta îndrăzneala și nu vei trece cu vederea cererea noastră. Doamne, arată-ne nouă locurile în care se află Sfintele Moaște ale Mărturisitorilor Tăi, ca aflându-ne să le cinstim pe evlavie. Și dacă din pricina păcatelor noastre nu am fost vrednici să ne închinăm lor, ne rugăm ție cu zdrobire de inimă, Doamne, să nu lași Sfintele Moaște ale robilor Tăi să zacă în uitare, ci scoate-le la lumină pentru a primi închinarea cuvenită, ca închinându-ne cu evlavie, să ne putem bucura și de cinstirea lor în Biserica Ta, după cum îi se cuvine, împreună cu acestor de Sfinți mucenici și mucenite și împreună cu ei să-ți aducem slavă, cinste și cinecene, ție Dumnezeului celui vremelor dat, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cer și Părinte, binecuvintează. Noi este Dumnezeu, care să o har și să-l iau întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciune, Sfințe Martine, Mântețele, Doamne, să Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Să treacă în față, să avem înțelegere noi în față de ceilalți și să nu ne întrețim ca la chiar. Deci,